De ziua educației, deși nu au fost la școală, sute de elevi s-au întâlnit în parc pentru o pasiune comună, lectura. Anul acesta a avut loc cea de-a patra ediție a festivalului de lectură Provocarte. Una dintre cele mai captivante provocări pentru elevii participanți a fost să vină cu fișa de lectură pentru o carte citită, iar împreună să expună o scrisoare fluviu, întinsă pe aleile parcului Cancicov. Totodată, elevii au fost încurajați să doneze cărți pentru realizarea unor mini-biblioteci pentru copiii din medii defavorizate din județul Bacău. De ziua în care se desfășoară activitatea principală din proiectul educațional Provocarte, proiect aflat la cea de-a patra ediție. Sunt prezenți astăzi în parc peste 800 de elevi, însoțiți de profesori și învățători. În același timp se desfășoară ateliere de educație financiară, ateliere de acordare a primului ajutor, ateliere de educație antidrog, dar și mai important, ateliere de scriere creativă în cadrul Bibliotecii Județene Sturza din Bacău. Avem parteneri 6 scriitori care, alături de elevii de gimnaziu din 4 școli din județ, învață despre scrierea creativă și despre secretele unei scrieri eficiente care să transmită emoție. În parc, sute de elevi din ciclul primar vor citi aceeași carte, cartea Un băiat de nota 10, autor Alec Blanche, carte interpretată de 27 de actori din județ. Actori elevi, actori de la Teatrul Municipal din Bacău, care vor lua contact cu ceea ce înseamnă să fii un copil de nota 10. Nota 10 nu este nota din catalog, ci este relația pe care o ai cu cei din jurul tău. Acest proiect are ca scop crearea unui context educațional care să stimuleze plăcerea elevilor pentru lectură individuală. Provocarte a devenit în Bacău un fenomen, un fenomen care în curând probabil va cuprinde întreaga țară. Fenomenul acesta are ca menire să stârnească și mai mult interesul copiilor pentru lectură. Desigur, ne folosim de faptul că ei sunt elevii noștri și pornim din școli cu cititul, apoi pe perioada vacanței copiii citesc și tot ce au citit în vacanță este în această zi, de ziua educației, este împânzit în tot parcul. Această scrisoare fluviu este formată din fiecare fișă de lectură a fiecărui copil, care reprezintă o poveste, o carte, un text citit, înțeles și așternut într-o fișă de lectură. Acest fenomen ne încântă, ne bucură foarte mult, pentru că după această sărbătoare, copiii se întorc în școală și întregul an îl petrecem în tihnă, citind cărțile clasei, textele literare, dar și cititul în tihnă, acasă, de plăcere. Acesta este scopul acestui festival de lectură. Urez tuturor cadrelor didactice, părinților și elevilor, o zi a educației productivă. Acest eveniment Provocarte, pe lângă faptul că ne-a creat oportunitatea de a ne reuni astăzi într-un număr foarte mare și de a încuraja acțiunea de a citi, ne duce cumva la un moment de a reflecta asupra acestui fapt. Și consider că o societate care citește este o societate câștigată. La mulți ani! Elevii au fost foarte încântați să-și expună propria fișă de lectură și să-și petreacă ziua în parc alături de colegi. Am venit pentru activitățile care se fac în parc. Îmi place mult citit, îmi place mult să citesc, îmi plac cărțile, mai ales cele de aventură și de povești. Și îmi plac foarte mult activitățile în aer liber și de aceea am vrut să fiu și eu aici, mai ales pentru că pot. E ceva diferit de zilele normale în care doar facem matematică. Avem activități și ne jucăm mai mult. Am venit aici pentru că îmi plac cărțile, le iubesc, le ador. Îmi place să citesc, este foarte altfel de când facem numai teme și numai ore. Este foarte frumos, așa cum este o pauză întreagă pentru 3 ore. Astăzi am venit aici pentru că se desfășoară un concurs și mie îmi place foarte mult să citesc și chiar am vrut să particip. Și este foarte diferit de orele normale pe care le facem la școală și nu doar să
mergem la școală și să facem matematică română sau alte activități pe care le facem acolo și să mai facem și alte lucruri și să putem să facem mult mai multe lucruri. Adică mi-a plăcut, o să citim și o să fie foarte frumos. Nu este ca și când stai acolo, stai la ore și înveți și nu doar teme. Aici am venit și am făcut și am făcut fișe despre ce povești ne place să citim și ce povești am citit și tot felul de lucruri. Este ca și un fel de loc în care faci tot ce îți place. Am venit aici pentru că concursul ăsta se bazează pe cărți, pe spectacole și multe altele și e mai bine decât să stai la școală și să înveți. Să faci teme mate, română și așa. Am venit aici pentru că acesta este un concurs, bine, nu neapărat concurs, dar un eveniment care mie cel puțin îmi place și mie îmi place să citesc și să fac activități care și cred că altora le plac. Și este bine să facem, să învățăm, așa ne creștem gândul. Și îmi place să stau aici, îmi place școala, place și stau și cu colegii mei. Se organizează provocarte și de-abia așteptam. Am făcut o fișă de lectură și pot să spun că am ascultat povestea. Ai citit-o sau am ascultat-o. Îți place să citești? Da. Ce fel de cărți citești de obicei? Păi îmi plac și benzile desenate și cărțile normale. Îmi place să citesc foarte mult Vrăjitorul din Oz. Să citesc multe cărți și benzi desenate. Fie că nu mai sunt interesat de benzi desenate, dar îmi place să mă uit și foarte mult la televizor. Și astăzi de ce ai venit în parc? Ca să mă bucur de primul meu an de la provocarte. În cadrul proiectului au fost incluse și ateliere de lectură, concursuri cu premii, momente de teatru, centre active pentru donare de carte, dar și ateliere de prim ajutor și educație financiară. Alți copii de la școala lui, de ziua lor, se îmbracă frumos, aduc bomboane cu ciocolată cu care își servesc colegii, chiar și pe Andrei, dar el știe că o fac mai mult din obligație. De asta nici nu vrea să știe de ziua lui. Oricum, nimeni nu vorbește cu Andrei. Probabil acesta este și motivul pentru care stă singur în bancă, ultima de pe rândul de la fereastră. Stai pe ultima bancă de la rândul? Stă în ultima bancă, dar nu de la fereastră. În ultima bancă de la ușă. Deci l-am nimerit pe cel mai bun Andrei. Perfect. În pauze, toți colegii aleargă sau stau la povești. Se plimbă prin curtea școlii, ori merg să-și cumpere covriș de la magazinul din colț. Andrei însă stă singur. Și acum, domnișoară Beatrice! Scuze, e prost. Poți să știi și eu ce s-a întâmplat? Liniștește-te pentru Dumnezeu! Și nu mă da de gol. Asta este o respirație normală, da? Respirația care intră aer în piept și iese. O respirație șuierătoare, o respirație hârcăitoare, dă anumite suspiciuni, dar trebuie să fim atenți, da? O respirație normală, mergem pe respirația normală, că după o să trecem și acolo, da? Cu respirații care nu sunt eficiente. Pe o respirație normală, cu puls stabil, urmează ce am zis. Trebuie să prevenim să nu se nece cu aspirații de vărsături sau cu sânge în cavitatea bucală. Florin, de acum explicăm. Poziția laterală de siguranță. Hai, cine vrea să o facă? Haideți să vă explic prima oară. Vă explic prima oară și o să facem împreună, da? La Biblioteca Județeană a avut loc un atelier de scriere creativă. Facem un text în proză. Eu vă dau prima frază, început. Vă rog să o notați. Și zicem așa. În acea seară răcoroasă de septembrie, Ivan Teodorov Ivanovici ieșise să-și plimbe câinele când, virgulă, deodată, virgulă, și de aici continuați voi. Aveți 7 minute să... Câte ai chelul?
cu aproximație, sigur. Ne bucurăm să găzduim și anul acesta o nouă ediție a acestui festival de promovare a lecturii Provocarte, o inițiativă a inimoasei învățătoare Mirela Spiță de la Școala Alexandru Ioan Cuza. Sigur, acestui proiect i s-au alăturat foarte multe cadre didactice, ONG-uri, școli. E îmbucurător că, uite, există acest interes pentru a stârni, pentru a provoca, așa cum spune și titlul acestui eveniment, pe copii, pe adolescenți, pentru a-i aduce la bibliotecă, pentru a-i aduce în mijlocul cărților. Una dintre activități este un asemenea atelier de scriere creativă. De fapt, sunt 6 pe care le găzduim astăzi la bibliotecă. 6 scriitori băcăuani invitați să intre în dialog cu copiii, să încerce să îi cunoască mai bine și să le punem în valoare în acest fel creativitatea, pentru că acești copii sunt realmente minunați. E o plăcere, e o încântare să stai de vorbă cu ei, să-i vezi cât sunt de spontani, cât sunt de liberi în gândire și câte lucruri frumoase pot crea, pentru că un asemenea eveniment cum e Provocarte nu face decât să infirme prejudecata potrivit căreia tinerii de astăzi nu mai citesc, totul e pierdut, sunt o generație praf și așa mai departe. Eu nu cred în lucrurile astea, cred doar în faptul că trebuie să-i punem în valoare, că trebuie să creăm contexte în care ei să-și manifeste sensibilitatea, creativitatea și așa mai departe. Atelierul de scriere creativă a fost destinat elevilor de liceu. Este foarte interesant. Am pus mintea la contribuție, am socializat copiii, am avut parte de o experiență plăcută și am învățat lucruri noi. Îmi place lectura. Să scriu poezii din când în când. Ne-am pus să scriem poezie și mi se pare că era învățat și să scriu una. Particip și la activități, adică de ce stau acasă când pot să particip. Și să... Am amintiri noi. Ce fel de cărți citești de obicei? Pentru școală. Și de pentru școală. Și ce cărți mai aduce tata, pentru că el vrea să mi aducă niște cărți bune și le aduce și le citesc. Proiectul Provocarte nu se oprește aici. În fiecare lună, echipa proiectului se va deplasa în zonele defavorizate ale județului pentru a oferi unor clase o mini-bibliotecă mobilă echipată cu 50 de cărți noi. Vor avea loc și ateliere de lectură cu elevii pentru a transforma lectura din trebuie să citești în îmi place să citesc.